Spuneți-mi cum ați văzut dumneavoastră acest 1-1 cu Ungaria. Am văzut niște declarații în care l-ați cauționat pe Victor Pițurcă. Noi, unii dintre noi, avem altă părere, dar în fine, da, părerile contează. Matale, l-ai cauționat, noi îl cauterizăm. Nu, vreau să vă spun ceva. Acest joc pentru mine a fost o dezamăgire până la urmă, pentru că dacă noi prima repriză am jucat mai bine, să spun așa, dar am avut o posesie bună în terenul nostru, dar n-am atacat poarta adversă. N-am avut niște rezolvări încât să marcăm niște, mă rog, să avem, nu să marcăm, ci să avem situații de a marca goluri. Și singurul jucător care a jucat perpendicular pe partea adversă a fost Sămărtean. Sigur că eu aș spune că n-am jucat bine pentru că am jucat destul de tempoul jocului a fost mai încet. Am avut și noi o posesie destul de bună, o posesie, dar n-am jucat perpendicular pe poartă și pentru asta, de fapt, nici n-am avut ocazii prea multe de a marca. Spuneți-mi ce a făcut bine Pițurcă și ce a făcut mai puțin bine, sau ce a făcut rău în acest 1-1 cu Ungaria, un rezultat care eu cred că e un eșec, lăsând deoparte. Nu e un semi-eșec, e chiar un eșec. Bine, spuneți-mă, și mai eșec era... Domnule, a fost la un punct să luăm și al doilea gol atunci pe final și atunci era mare eșec. Da, sigur, am avut ungurii o situație foarte bună în ultimele minute. Da, Nicolic l-a făcut acolo. Sigur că Pițurcă, eu spun că prima repriză a jucat echipa bine, dar tocmai aici spun eu că n-a avut acel tempo pe care trebuia să-l aibă ca să marcheze și goluri. Repriza a doua, în schimb, eu cred că antrenorul ungurilor, când au intrat în pauză la repriză, cred că i-a spus așa: băi, jucați-vă ca ungurii, ca românii, pardon, jucați ca românii, să aveți posesia mingii, nu mai dați numai sus și să vă apărați foarte mult. Iar cred eu, acum nu vreau să dezvolt, mă rog, ce a spus poate antenorul Dardoi, dar eu vă spun că repriza a doua parcă erau românii și noi, exact, ungurii, care ne apărăm. Pentru exact că noi, în repriza a doua, ne-am apărat, am încercat să ne apărăm, dar fără să atacăm. Iar ungurii au profitat de această slăbiciune, nu știu acum, fizică, psihică, tactică. Și atunci, sigur că ei au avut, până la urmă, au și egalat și până la... Și puteau chiar să câștige, exact. A avut și acea ocazie foarte mare. Spuneți-mi, apropo de echipă, că vă pricepeți cât noi toți la un loc, care au fost, de fapt, piesele care n-au mers în primul 11 pe care l-a făcut Pițurcă? Păi eu aș spune că, în primul rând, jocul la mijlocul terenului... Da, ca nume, ca nume, domnule Enei. Nici Hoban, Pintili, iar în față, jucătorul care mie îmi place foarte mult și cred că poate să ajungă un jucător foarte mult, Chipciu, n-a existat. Hai să spunem, dacă Maxim... Banda dreaptă, Chiricheș, Maxim. Exact. Maxim, care din nou este un jucător de perspectivă, n-a făcut nimic. Iar Rusescu, vă spun sincer, toată lumea laudă că a marcat golul, dar prima repriză l-ați văzut de mai multe ori decât când a marcat golul. Neimi, scuză-mă, dar nu l-a jucat nimeni. Ia gândește-te că era izolat complet, săracul. Păi, normal, deci v-am spus de linia de mijloc. Și atunci normal că el, ne primind niște mingi, și nici el nu s-a arătat prea mult, atunci n-a avut nici, să spun așa, niște prezență mai
ofensivă și mai de a marca gol. Exact, făcând o glumă forțat puțin, eu am descoperit că joacă Rusescu când a dat golul. Glumind puțin. Acum, domnule Enei, mai e ceva. Rusescu venea după niște... după un an de zi de rezervă pe la Sevilla și prin Portugalia, la Steaua joacă și nu joacă, adică Rusescu, din punctul de vedere, a se spune că și-a făcut treaba, a dat un gol. Și-a depășit chiar statutul lui de actual, dar vorbim de alți jucători în mare vogă, unii care sunt pe val, și-a pronunțat câteva nume acum. Apoi mai e improvizația cu Chiricheș. Normal că nu dă randament acolo, că nu e nici totul. Da, eu mereu am spus, domnule, mai bine să bagi un jucător care nu are valoarea altui jucător, dar totuși este pe acel post de meserie, pe care îl cunoaște foarte bine. Iar Chiricheș nu este jucătorul care să joace fundaș dreapta și asta, de fapt, s-a adeverit și în celelalte jocuri înainte de acest joc, când el a fost titularizat ca fundaș dreapta. Tătărușanu a ieșit la gol? El nu poate să iese din apărare, sau este mai greu să iasă din apărare ca fundaș dreapta decât ca fundaș central. A greșit Tătărușanu la gol, domnule Enei? Toată lumea îl condamnă pe Tătărușanu, dar el a făcut lidul destul de bine. Pentru că, ce se face, el s-a plasat mai în stânga puțin, pentru că, lidul a fost făcut pe partea dreaptă. Și asta este, Am înțeles. Face. Așa. Da, spuneți-mi, vă rog, ați primit ceva semnale dinspre Budapesta după acest 1-1, cum au reacționat ungurii, prietenii dumneavoastră de dincolo, oamenii care mai vorbiți după această remiză? N-am avut semnale, numai de prietenii noștri care au fost fericiți că ungurii au făcut 1-1, dar eu am spus așa. Și acum vă rog să fiți atenți puțin că ce spun, că repet a doua, parcă ungurii erau românii care au jucat ca reprezentanția, de fapt, a românii și au jucat cu mult mai bine. Probabil că acest Darvăi, care de fapt nici nu este antenor, n-a fost antenor, cu 40 înainte a preluat echipa și el nu a putut, este imposibil ca un antenor în 4 zile sau chiar în 2 săptămâni ca să, să-i determine pe jucători să joace așa cum el crede că trebuie să joace, adică filozofie lui. L-a făcut România și l-a făcut Victor Pițurcă, i-am făcut botezul și lui Dardai, apropo de acest lucru. Spuneți-mi, credeți că va pleca Pițurcă după meciul cu Finlanda, că tot se vehiculează această idee? No, sau ar trebui să plece? Nu trebuie să plece Pițurcă. Pițurcă este un antenor bun. Dar sigur că el mai face și el niște greșeli, ca orice antenor. Și acum, acolo, în platoura dumneavoastră, există niște oameni care știu foarte bine treaba asta. Și atunci, eu spun așa, că Pițurcă poate are o singură greșeală mare. O mare greșeală are. Mă rog, asta este psihică, să spun eu, sau altceva, că este prea oltean.